Morandi, Shaka Move, Michelle și mai nou propriul proiect solo care îi poartă numele. Randy a avut un an agitat, asta e clar. Nici colegului de trupă din Morandi, Marius Moga, nu stă locului și pe lângă proiectele noi pe care le-a avut în ultima vreme, acum are și responsabilități noi, peste ocean. Așa că există oare vreo șansă să mai auzim piese noi de la Morandi? Beautiful sun rising in your eyes. A fost destul de agitat, da, pentru că a trebuit să mă împart în multe proiecte și inspirația și imaginația s-a dus în multe direcții pentru mine și tocmai de asta n-am prea putut să dorm noaptea, că dormeam gândindu-mă ce trebuie să fac mâine, pentru ce proiect să mai fac o piesă. Pentru că eu la proiectele mele nu am făcut doar single-uri, am făcut și albume, adică ele au toate piesele pentru un album, numai că nu prea se mai poartă, nu mai e la modă să scoți albume, că nu se mai vând. Dar am făcut piese pentru concert. Totdeauna mi-a fost teamă că nu o să mă primească și n-am fost 100% primit. Trebuie să mai lucrez la lucrul ăsta, să-i fac să înțeleagă că pot și singur să fac ceva și că e o diferență între Randy și Morandi. Și mi-e frică și acum, dar nu pot să trăiesc cu frică, adică o să scap de ea până la urmă, o să lansez piese în continuu până când o să mă accepte. Pregătim, să zicem, o pseudo-revenire, ca să zic așa, cu o campanie de PR mai puternică, schimbăm și un pic stilul, așteptăm să se întoarcă Marius din America și o facem. Marius e foarte băgăcios și merge pe pagaul extraordinar de bine, adică pe făcut relații este mai bun decât în muzică. Cunoaște toată lumea, acum cred că în câteva luni a cunoscut foarte mulți oameni, printre care și cei mai mari producători din America. Și e talentat, a convins lumea că are ceva în plus față de americani. Are un feeling nou, ca să zic așa. Și cred că o să facă treabă.